Înainte de a pleca în vacanță, antrenorul Petre Grigoraș și-a anunțat clar intențiile pentru sezonul următor. Tehnicianul nu mai vrea să tremure la retrogradare, iar jucătorii îi împărtășesc părerea. Fundașul stâng al Pandurilor, Constantin Grecu, își dorește un obiectiv mai îndrăznesc pentru campionatul viitor. Pentru sezonul viitor ne propunem un obiectiv mai măreț, nu tot să ne salvăm de retrogradare, să fim mai sus. Grig vrea să facă din Pandurii o echipă de mijlocul clasamentului, Pandurul șef Condescu asigurându-l de sprijinul său. Până atunci, bosul formației gorjene savurează încă salvarea de la retrogradare. Bucuros că am rămas. Îmi pare rău că n-am făcut mai mult pentru suporterii de la Severin care ne-au primit. Am fost înfiați. Pentru sezonul următor, Grigoraș a cerut aducerea a doi jucători de atac, plus Călin Cristea și Adi Rusu. Pe lista de plecări au fost trecuți trei fotbaliști. Veteranul Popete, Bogdan Apostu și rebelul Hidișan au fost puși pe liber.